Artista din România, Antonia, ține foarte mult la fanii săi și nu ratează nicio ocazie să demonstreze acest lucru. Prezent în acest weekend la concertul din Piața Marii Adunări Naționale, artista s-a emoționat până la lacrimi atunci când s-a întâlnit cu o echipă de fani de la Chișinău. Mi-am întâlnit câteva fane care țin eu legătură cu ele pe net, pe Instagram, și m-am emoționat puțin, am plâns, am zis, nu, că plâng și eu, te rog, nu mai plânge. Pentru mine e așa, nu vine să cred. Adio, seama la final. La scurt timp după concertul din Piața, Antonia și-a făcut apariția pe scena de la Drive. Fără nicio urmă de oboseală, a cântat și a dansat până dimineața. Aici. Îmi place de fiecare dată când vin aici, le spun la toți. Și abia aștept să intru pe scenă. Recent, Antonia a lansat un nou single împreună cu Jay Sean, prima colaborare a ei cu o vedetă internațională. Este o piesă care este o piesă mai sensibilă, o piesă de dragoste. M-am bucurat foarte mult de colaborarea asta și sper că o să vă placă piesa asta. Toată lumea mă întreabă când l-am scris o piesă singură. Crede-mă că a fost o întâmplare de fiecare dată. Holograph mi-au propus, după aia ce altă piesă, Hurricane, la fel mi-am dorit să fac cu Puia de mult. Și acum Wild Horses, la fel, a fost o improvizare, că inițial a fost piesa numai cu mine. Și după l-au propus pe Jay Sean să fie pe piesă și am zis de ce nu. Presa din România scria la un moment dat că piesa Wild Horses se potrivește perfect cu această perioadă agitată din viața Antoniei, când ea luptă pentru custodia fetiței sale. Mi se pare că se potrivește la momentul ăsta din viața mea și mă bucur pentru că am făcut și multe piese de discotecă, dar acum fac și piese mai de suflet. Beware of those wild horses. Vă iubesc, vă mulțumesc pentru susținere și sper să vă văd din ce în ce mai des, să vin aici pe la voi, că îmi place foarte mult. Somehow, I still escape.